Sunt șanse mari ca în comuna Hunedoreană Băița să fie introdusă alimentarea cu gaz metan. Administrația publică locală din Băița a depus zilele trecute un proiect comun cu cele din Vălișoara și Luncoiul de Jos pentru racordarea la rețeaua de distribuire a gazului metan pe Programul Național de Investiții Angel Salini și semnalele pe această temă par a fi pozitive. Depus pe Angel Salini săptămâna trecută proiectul pentru gaz. Sperăm acum să fie în 100% să-l și câștigăm finanțarea în asociere cu comunele Vălișoara și Luncoi. Tot pe Programul Național de Investiții Angel Salini, administrația publică locală din comuna Hunedoreană Băița a mai depus încă un proiect amplu legat de reabilitarea și amenajarea unor drumuri și podețe, răspunsul la acest demers urmând a fi primit în următoarele zile. Așteptăm să se pronunțe guvernul pentru finanțările care le-am depus, proiectele care le-am depus pentru drumuri și podurile de la tot pe Angel Salini. Așteptăm cu nerăbdare jumătatea lunii mai să vedem dacă o să fim finanțați pentru proiectele depuse. Eu sper din suflet să avem finanțare sigur, așa cum a promis guvernul, și sper că o să fie. Comuna Băița, cu 11 sate în componență, este una dintre cele mai mari localități rurale hunedorene, atât ca întindere, cât și ca populație, aici trăind peste 3.000 de oameni.